Cătălin Oprișan ne-a promis că retrăim astăzi o zi istorică, pentru că și astea micile, care erau foarte micile. Da, câți ani aveați în 94? Ce făceam noi pe 18 iunie? 18 iunie 1994, ca să o începe repede înainte, la poarta aia jucăm, da? Da, da, da. Ca să facem așa. Am bătut Columbia cu 3-1, 100.000 de oameni pe Rose Bowl din Pasadena, acolo și am jucat. Țineți minte, am ieșit după aceea, la universitate, a fost prima dată după 1990, când s-a ieșit la universitate, da? Da, cu un scop pozitiv. Cu un scop pozitiv, exact. Și eu zic acum... Ia este, oprește, calmează-te un pic, puiul cașchetă. Deci eu sunt domnul Anghel Iordănescu, că da. Mi-am adus și cașcheta asta. Nea puiul, care tot timpul avea șepcuța pe cap. Era și foarte cald, să ne aducem aminte. Începe. Da, la microfon, Cătălin. Da, să sărutăm icoanele. Da. Ok. Asta și acum începe meciul. Șansa așa, ia să fie Dorinel Munteanu. Foarte bine. Gicuța Regii Lihagei. Da. Da, și cu Răduceoiul Patac. Ok. Bun. Poarta este acolo. Dacă dumneavoastră, dacă puteți să stați Eu vreau acolo. Să las pe Diana în locul meu, pentru că eu vreau să stau mai în exterior. Am înțeles. Bun. Bun. Hai să facem deja primul gol. Hai că pe repede înainte. Deci fii atent, avem mingea. Hai repede. Deci 1-0. Bun. Cine a zis că e Gicuța Hagi? Hagi Răduceoiu. Răduceoiu întâi trebuie să veniți aici, vă rog frumos, Răduceoiu. Deci acolo este poarta. Da. Pase de la Dorinel Munteanu la Răduceoiu, dar ușor, ușor, de invers. Minge aici. Hai mă, hai că n-avem timp. Hai să mișcăm. Deci Dorinel Munteanu pasă la Răduceoiu. Acum intră ușor în poartă. Nu, 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 nu. Opriți că mă lăsați fără servici. Nu. Nu, băi, dă-mă cu acă, ți-am luat și butelie și dăm cu amingea. Ramona, hai să ne concentrăm pe ce spune înapoi, te rog. Deci dacă nu mai lovim mingea până nu. Îi dai o pase frumos. Stai. Da. Stop. Răduceoiu, Radule Florie, fii atent. Stop. Intrăm un pic aici și șut la poartă. Da? Hai, stai să dăm astea de aici, copetele astea. Hai, tata, hai un pic, deci, că nu avem mult timp. Pasă, Dorinel, ușor, jos la firul ierbii. Dorinel Munteanu, pasă. Intrăm, intrăm un pic, șut, șut, să nimerim poarta. 1-0. Minutul 16. Bun, era acum bucurați-vă. Nu, bucurați-vă. Dar nu mult, atât, gata. Gicuța Hagi, hai din coace repede, că n-avem timp. Ia hai, Gicuță, vină încoace. Golul lui Hagi. Gicuță, da, tu ești Dorinel Munteanu, vină încoace, Gicuță. O nimerezi aici în poartă? Dino trece acolo așa. Nu, tu, stai aici, Gicuță. Aici. Aici, stai, Gicuță. Aici. Tu, Dorinele, dai pasă la fel. Nu stai mult, n-ai timp. În poartă Oscar Cordoba. Nu era pregătit. Vamos a ver. En la portería Oscar Cordoba. Sí? Pac, ușor. Dă eu. Atenție. Minutul 35, direct pe poartă. Prinde-o, mâncat. Tata. 2-0. Mulțumim tare. Stai să aduc bășica. Așa. Mulțumim stai, tare mult. Mai avem un gol. Stai un picuț, că mai avem unul, da. Ultimul gol. Eu doar vreau să le spun cetățenilor de acasă că abia aștept momentul în care se schimbă tricourile. La final, la orice partidă de fotbal, mă înțelegi, se mai schimbă și tricourile. Ultimul gol, Cătălin. 2-1 acum la pauză, nimeni nu mai știa de meci, că era minutul 89. Da. Toți ați obosit? Nu. Nu, bun, fii atent. Tu, Gicuță Hagi, așa, stai în scârbă cu fața în gol. Nu te interesează meciul. Și te răsucești brusc apoi și dai pasul Răduceoiu, care pleacă și de gol. Răduceoiu. Dar tu nu ești atentă. Deci așa, faul, se execută. Dă-i. Și ai plecat ușor pe gol. Atenție mare să nu ratăm. Să nu ratăm. Ta! Tăiați la montaj. Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze. Suntem total nepregătiți. Mai lăsa fără servici. Suntem total nepregătiți. Mai lăsa fără servici. Nu nimerim nici poarta goală, da. Asta e. De seara avem antrenament stejereanu, că ieri ai fost aici să-i stai pe Instagram. Cupați-mi icoanele la sfârșit. Cătălin. Cupăm icoanele, Dani, la sfârșit. Lasă microfonul jos. Gata, pupați ce vreți. Bun, eu rămân aici, schimbăm tricouri între noi cu adversarii. Adversarii sunt băieții de la cameră și asistenții. Fetelor, mulțumim tare mult.